Au crescut prețurile la pompă imediat ce autoritățile au eliminat subvenția acordată pentru benzină și motorină. Nu cu mult însă arată datele platformelor de profil. În medie, un litru de combustibil este mai scump cu cel mult 40 de bani la nivelul benzinăriilor din întreaga țară. Un efect pentru menținerea prețurilor la acest nivel este și scăderea accizei la carburanți pentru acest an. Pe de altă parte, noile sancțiuni la adresa Rusiei, care se vor aplica din februarie, ar urma să ducă la o nouă majorare. Vineri, când prețul carburantului încă era subvenționat cu 50 de bani, prețul unui litru de benzină standard varia între 5,93 și 6,09 lei, iar cel al motorinei între 7,11 lei și 7,22 de lei la nivelul întregii țări. Astăzi, în cea de-a doua zi din an, prețurile au crescut ușor, cu 30 până la 40 de bani, în funcție de benzinărie. Mai exact, prețul unui litru de benzină standard a trecut pragul de 6 lei și era între 6,34 și 6,44, iar cel al motorinei între 7,14 și 7,60 de lei. Ați plătit mai mult? Că nu mai e compensarea. Nici nu m-am uitat, sincer să fiu, dar pot să vă zic de pe bun. Nu, am plătit cât a arătat la pompă. Deci probabil că nu mai este. Teoretic, de la începutul anului, fiecare litru de motorină și benzină ar fi trebuit să coste cu 50 de bani în plus, echivalentul subvenției pe care statul nu o mai acordă. Carburanții urmau să fie chiar mai scumpi, cu încă 20 sau chiar 30 de bani, dar Ministerul Finanțelor a anunțat pe ultima sută de metri că prețul benzinei fără plumb, al benzinei cu plumb și al motorinei va fi exceptat de la actualizarea cu creșterea prețurilor a accizei. Măsura se va aplica până la 31 decembrie 2023 și ar trebui să mențină tarifele la carburanți la nivelul actual. Prețurile au tot scăzut în ultima perioadă, în ciuda sancțiunilor privind importurile de petrol din Rusia. Potrivit comparatorului de prețuri peco-online.ro, carburanții au început să se ieftinească de la mijlocul lunii noiembrie până în ultima zi din an. În medie, un plin de benzină sau de motorină costă acum mai puțin cu 20 de lei față de toamna anului trecut. Va fi o perioadă cu oscilații până în primăvară, spun însă specialiștii, atunci când se vor vedea efectele noilor sancțiuni aplicate Rusiei de statele europene. Uniunea Europeană va interzice majoritatea importurilor de produse petroliere rusești pe cale maritimă începând cu 5 februarie. În acest moment, la nivel european, toate statele se confruntă cu un deficit de motorină. Însă companiile de profil au reușit să-și facă stocuri în avans. Dar cel mai mare furnizor extern rămâne Rusia, ceea ce înseamnă că este posibil ca din primăvară sau chiar la vară să plătim mai mult pentru un plin, iar diferența de preț dintre benzină și motorină să fie și mai mare. O diferență consistentă. Deci suntem acum la peste un leu și probabil că aceste diferențiale ar putea crește cu 30-50%. În medie, spun specialiștii, o să vedem în lunile următoare creșteri de prețuri la carburanți, dar majorările nu vor mai atinge vârfurile de anul trecut. Un rol important îl va juca și dinamica economiei europene, dar și felul în care își va reveni China, după ce va depăși efectele actuale ale întreruperii activității, din cauza unui nou val de îmbolnăviri cu COVID. Pe fondul unei cereri mai scăzute la nivel mondial, și barilul de petrol a tot scăzut. În decembrie a ajuns la aproximativ 80 de dolari, cât era la începutul anului trecut, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.